Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. În această seară intrăm cu o ediție specială axată pe ultimele evenimente politice din țară. Aceste aspecte vom încerca să le discutăm împreună cu Teodor Cârnaț, doctor habilitat, profesor universitar. Bună seara și bine ați venit în studioul Reflector Analitic. Bună seara! Și cu domnul Efim Donos, colonel în rezervă, președintele Comitetului Veteranilor de Război a Forțelor Armate și Organelor de Drept a Organizației Veteranilor din Republica Moldova. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnule Cârnaț, vreau să încep cu dumneavoastră această emisiune. Foarte mult s-a discutat în spațiu public despre acțiunile Curții Constituționale, despre acțiunile guvernului Filip, bar guvernul Sandu, care ar fi legitim și în ce măsură deciziile curții, în alții curți vin să facă lumină în această stare de lucruri. Iată, astăzi, din câte cunoaștem, a fost publicat în monitorul oficial decretul privind dezolvarea Parlamentului de legislatura a 10-a. Ar însemna că de astăzi Parlamentul nu ar mai trebui să activeze. Haideți să deschidem parantezele, să evocăm acele momente juridice pe care ar trebui să ținem cont de ele ca să înțelegem cu adevărat ce se întâmplă. Dacă am fi într-un stat de drept și democratic, unde se respectă întocmai Constituția și buchea legii, lucrurile trebuie să se întâmple așa cum dumneavoastră le-ați argumentat. Este Curtea Constituțională, a pronunțat o hotărâre, în baza acestei hotărâri a fost investit în funcție o persoană care exerce interimatul funcției, a adoptat decretul, a fost publicat în monitor oficial din momentul când s-a publicat. El intră în vigoare. Vorbeam dacă eram într-un stat de drept și unii se respecta întocmai buchea Constituției. Însă, în ultimul timp, în ultimele 2-3 săptămâni sau chiar o lună, noi suntem martori când am derapat de la principiile statului de drept, am derapat de la democrație, în albia unor abuzuri și adoptări a unor hotărâri arbitrare. Ce explic din ce cauză? În conformitate cu Constituția, organul care aparține suveranitatea în acest stat este poporul. Poporul își exerce această suveranitate în mod direct, prin intermediul referendumurilor, sau deleagă această suveranitate, această putere, unor deputați care reprezintă întreg popor în Parlament. Noi vedem că acești deputați, care în total sunt 101, au fost validați de către Curtea Constituțională la data de 9 martie, ceea ce înseamnă că este o persoană cu demnitate publică care reprezintă in corpore tot poporul în Republica Moldova. Mai presus de orice Constituție, mai presus de orice autoritate publică, mai presus de Parlament este acest popor. Anume acest popor, la data 24 februarie, a delegat acești deputați care în cele din urmă, la data de 9 iunie 2019, s-au întrunit în ședința continuă a Parlamentului, care a început pe data de 21 martie 2019. Acești deputați care sunt legitim aleși, care sunt validați, care au un mandat de 4 ani de zile, au hotărât să organizeze o majoritate parlamentară. Pentru mine, ca și profesor de drept constituțional, nu contează că e blocul acum, că e Partidul Socialiștilor. Pentru mine sunt 61 de deputați care au drepturi egale și fiecare deputat în parte reprezintă poporul per in corpore. Da. Și anume acești 61 de deputați, având mandatul din partea poporului, ce au făcut? Au organizat Parlamentul prin faptul că a investit în funcție, prin vot secret, președintele Parlamentului. Erau acolo funcționarii parlamentari, nu erau acolo, erau înregistrări, nu erau înregistrări, s-au anunțat din timp, nu s-au anunțat din timp. Aceasta este organizarea internă a Parlamentului, o care spune că dacă s-au adunat 50 plus 1 din număr total de deputați, această ședință este deliberativă. Adică pe data de 9 iunie 2019 în ședința Parlamentului erau 61 deputați, ceea ce înseamnă ședința era deliberativă. În democrație este un principiu. Minoritatea se supune majorității. La fel, puterea aparține
poporului. Anume acești 61 de deputați, uitați-vă, încă nu era niciun decret de dizolvare a Parlamentului, încă nu era nicio hotărâre a Curții Constituționale. Ei s-au întrunit, au adoptat o ordine de zi și pe ordine de zi spunem, alegem speakerul Parlamentului prin vot secret, așa cum se menționează în regulamentul Parlamentului, așa în baza principiilor constituționale. I-au respectat Constituția, au respectat-o, au votat sau n-au votat. La fel, noi avem în cadrul acestui Parlament o ordine de zi, în baza acestei ordine de zile s-au votat vicepreședinții. Nicio problemă. Plus la aceasta, tot acest Parlament a proces la examinarea ordinii de zi. Și anume, investirea în funcția unui guvern și votarea pentru sau aprobarea programului de guvernare a acestui guvern. Aici este mărul discordă. Dacă noi, în baza articolului 98 din Constituție, unica autoritate care are dreptul de a înainta candidatul la funcție de prim-ministru este președintele Republicii Moldova. Anterior însă, Curtea Constituțională a spus că voi nu aveți dreptul, domnul președinte, să înaintați candidatul la funcție de prim-ministru dacă nu sunt organe de conducere a Parlamentului. Anume, Curtea, inclusiv și prin această hotărâre, a aprofundat criza constituțională cât și instituțională în Republica Moldova. Personal am avut orice opinie și am spus, Curtea, printr-un regulament intern a Parlamentului, i-a limitat un drept a președintelui să înainteze candidatul la funcție de prim-ministru, deoarece instituția prezidențială este o instituție autonomă. Și această instituție se conduce de Constituție. Până la urmă, președintele s-a supus acestei hotărâri a Curții Constituționale, așa cum este ea diocheată, însă punctul meu de vedere este abuzivă și neconstituțională, fiindcă nu poți, pentru un regulament intern, să limitezi un drept scris în Constituție. O lege subordonată Constituției nu poate exclude un drept care aparține ție în baza legii fundamentale. Până la urmă, președinte Dodon s-a supus. Și uitați-vă aici, este o problemă. Președintele Republicii Moldova vrea să stabilească din ce moment se încetează termenul de 3 luni de zile. Da. Și se adresează la Curtea Constituțională cu o sesizare de interpretare articolul 85 din Constituție. Și uitați, în această sesizare se menționează, onorată Curte, în legătură cu faptul că nu s-au creat organele de conducere a Parlamentului, noi avem o dilemă ca să calculăm din ce moment eu sunt în drept să dizolv Parlamentul Republicii Moldova. Și în sesizarea primară el nu face referință la 7 iunie. El face referință la 9 iunie sau 21 iunie. Spuneți-vă rog frumos, luminați-vă pe mine ca și președinte, din ce moment se calculează acest termen. Da. Aici, Curtea Constituțională a acționat, din punctul meu de vedere, perfid. Adică, dacă Curtea avea intenția să respingă sesizarea președintelui Republicii Moldova, tu nu așteptai să vină 7 iunie, tu o respingeai a doua sau a treia zi, motivând prin faptul că noi avem o astfel de jurisprudență de interpretare și punctul. Da, hai, o să revenim la acest aspect. Domn Donos, eu vreau poziția dumneavoastră, iată, în calitate de președinte a Comitetului Veteranilor de Război, raportat la starea de lucruri care s-a creat în țara noastră și la faptul ceea ce se întâmplă. Mă refer și la manifestări stradale, mă refer și la faptul că pe teritoriul Republicii Moldova, din ce în ce mai multe autorități publice vin cu scrisori într-o susținere a guvernului Sandu. Vă rog să vă exprimați viziunea. În primul rând, vreau să apreciez că eu nu sunt membru nici a unui partid care funcționează pe teritoriul Republicii Moldova. Eu sunt veteran a Serviciului Grăniceri și acum în Organizația Veteranilor a Republicii Moldova sunt în capul, să spunem așa, limbajul meu o leacă deformat, pentru că eu... Puteți vorbi și în limba rusă, dacă vă este nu, mai ușor. Nu. Așa că eu nu ne-am consultat, dar ne-am întâlnit cu membrii comitetului meu și discutăm situația asta care s-a creat în Republica Moldova în ziua de azi, cum se spune. Vedeți că la mine capul e sur. Și am trăit 76 de ani
și în Siberia, și în Kirghizia, și în Asia Mijlocie, 26 ani și unde doriți, cu serviciu militar, tot ce am văzut eu în viața mea. Dar ia ca așa prostii care se fac acum, aici în Moldova, care se miră și majoritatea de populația Republicii Moldova și în țările care ne înconjoară, ei nu înțeleg și cine trăiesc acolo, cum este acolo lege, este ceva, ori acolo dictează mafia, ori eu știu cine acolo. Nu se poate așa de făcut, dacă este lege. Iacă președintele României, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, vă spun că s-a făcut așa, legal s-a făcut, cine mai doresc să facă asta ea? Și să scoată oamenii în piața centrală, eu mă uimesc de eu sunt moldovean singur, dar mă uimesc de nivelul, de mentalitatea moldovenilor. Adus, probabil acceptă pentru cei 200 de lei. Au adus acolo bătrânele, 80% acolo în piață au fost veterani. Așa e sau nu? Aduși. Le-au dat acolo una, alta și așa mai departe. Și acei veterani, acei bătrânele care le-au dat 200 oricât acolo de dolari, De lei, înțelegi, care au fost jefuiți de guvernarea lui Plăcăniuc, îi pupă mâna. Dar de 3-4 ani au fost jefuiți și tactică. Nu, cum așa? Trebuie să gândească, coleg, ce fac oamenii ăștia noștri? Ce fac oamenii ăștia noștri? Iacă de ce-i problema. Da. Și, da, mă rog, spuneți. Da, eu vreau să spun că în comitetul meu a veteranilor de război sunt și veterani de război, și veterani a forțelor armate, și care au făcut serviciu în timpul sovietic, și care au făcut serviciu și în timpul a noastră, cum spune moldovenesc, în Armata Națională, în alte structuri de forță. Ei nu pot înțelege cum se poate așa? Uitați-vă, în multe țări acolo, când merge lupta între candidații de președință, da? Da. Și președintele care a fost învins, ia un buchet de flori, se duce și îl felicită. Își dă mâna. Vorbește de maturitate politică. Măcar că sunt probleme. Acolo ștabul la unul și la altul intră dârșă, de-am caută. A fost legal, nelegal, a fost crimă care-i făcut. Da. Prima oficial, cum spune informații, a luat buchetul de flori, s-a dus la felicitat și așa mai departe. De ce lor nu se face așa? Ce țară noi avem? Patru ani de eu am o întrebare. Dumneavoastră sunteți, iată, colonel în rezervă și o să-mi ziceți că în armată ordinele nu se discută, ci se execută. Cei care fac parte astăzi din Armata Națională, cărui ministru ar trebui să se subordoneze? Ce le sugerați? Care e viziunea dumneavoastră? Opinia mea, la noi, președintele țării este comandant suprem al forțelor armate. Asta e comandant suprem. Și toate forțele armate trebuie să se spună comandantului suprem, fără probleme. Fără probleme. Dar dacă nu e așa, apăsăm că e o crimă. E o crimă. Să înțelege că gândiți că în forțele armate ea ca așa se uită la acela care i-a lumit pe comandanță în brigadă, statul major, majoritatea major, și să gândească așa cum trebuie cineva că spune să gândească, nu ia părerea lor. Da. Nu e chiar așa de simplu situația asta între la militari și la carabinieri și la Ministerul de Interne și așa mai departe. Da. E tot văd. Vă rog, domn Cărnăț. Se întâmplă. Dar eu am vrut să-mi termin gândul, m-ați întrerupt. Legătura cu Curtea Constituțională și cu decizia de sâmbătă, vreau să vorbim cronologic. Asta vreau să vă duc la aceasta. S-a adresat președintele Dodon la curte ca să interpreteze articolul
85-lea atlontei, da. Din ce moment se calculează termenul de 3 luni de zile? Și l-a indicat deodată în sesizare. 9 iunie sau 21 iunie? Și uitați-vă, curtea a ținut această sesizare aproape două săptămâni și ceva, ca ulterior, în opinia curții, cu în ultima zi, se respingă sesizarea președintului Dodon, dar nu așa o respingere pentru o decizie simplă, deoarece spunându că există jurisprudență la acest capitol și conduceți-vă cea din 2013, hotărârea și cea din 2015 legat de articolul 85. Dar mai mult ca atât, spune că aspectul dat este legat de 7 iunie, da? Eu personal, după asta, fac referință la următoarele hotărâri și avizii elaborate de către Curtea Constituțională. Dacă în primul caz, o simplă sesizare, care tu ai ținut-o 3 săptămâni de zile și ulterior o respingi, ai ținut-o și ai murat-o. În a doilea caz, în baza hotărârilor, denumire în funcție a speakerului Parlamentului, denumire în funcție a vicepreședinților, de votare a guvernului, de votare a prim-ministrului și ulterior de acum decretul denumire în funcție a guvernului, uitați-vă, Curtea Constituțională, parcă ar fi pompieri, adică fără a avea acte la mână, ea pronunță aceste acte neconstituționale. Ca și profesor de drept constituțional, stau la o dilemă. Când curtea a procedat corect? În primul caz, când a ținut 3 săptămâni această sesizare, sau în a doilea caz? Nici în primul caz, nici în a doilea caz, curtea nu a acționat în conformitate cu Constituția, cu legea cu privire la statutul judecătorului, cât și codul de jurisdicție constituțională. Și explic din ce cauză. Fiindcă, în primul caz, dacă tu ai avut de gând să respingi sesizarea, tu trebuie să o faci a doua sau a treia zi, fiindcă orice hotărâre a instanței de judecată, mai mult ca atât, a curții constituționale, trebuie să fie previzibile. Într-un stat de drept, Curtea Constituțională este garantul supremației Constituției. Și prin aceste hotărâri dă posibilitatea partidelor politice, deputaților care se află în Parlament, să știe cum să acționeze, să facă majorități sau din contră să spună, nu, mergem la alegeri anticipate, nicio problemă. Dar tu o aștepți până ultima zi și din informația care o posed, din cauza că unul a refuzat să facă alianță cu altul, noi am acceptat, am pronunțat această sesizare. Spuneți-vă, rog, curtea este obligată într-un termen stabilit să examineze? Curtea Constituțională are un termen de 6 luni de zile să examineze sesizările depuse la Curtea Constituțională. Dacă sesizarea este complicată, mai cere termen încă de 6 luni de zile, ceea ce înseamnă un an de zile poate o sesizare să fie examinată la Curtea Constituțională. Însă sunt anumite probleme din natură politică, cum sunt în prezent, care nu necesită amânare. Dar însă, în fața curții, pe problema numărul 2 cu declararea neconstituțională a hotărârii de numire a speakerului Parlamentului de investire în funcția guvernului, curtea era obligat, conform codul de jurisdicție constituțională, să primească dosarul, să-l trimită, să-l înregistreze la grefă. Grefa verifică dacă sesizarea depusă este corespunde acelor criterii de formă și de conținut, complet. Cel care o depus sesizarea este în drept să o semneze, plus la aceasta îi anunță părțile despre o astfel de sesizare depusă la curte, stabilește de acum data, inițial repartizați la un raportor, raportorul spune că pe data cutare noi planificăm, invită părții la Curtea Constituțională și în prezența părților tu declari un act sau a doilea neconstituțional. Însă, din ce s-a întâmplat, anume la data de 7, 8 și 9 la Curtea Constituțională, nu este din domeniul procedurii constituționale și nu face față unei curți constituționale care trebuie să fie independente și în afara politicului. Fiindcă curtea nu face parte din separația puterilor în stat. Ea nu face parte din nici puterea legislativă, executivă sau judecătorească. Ea a fost creată anume cu scopul ca un fel de
supervisor să vadă cum aceste autorități lucrează și dacă există anumite contradicții în baza principiului separației puterilor în stat, curtea la sesizare se rezolve această problemă, dar să nu fie biroul politic a unui partid care ca și pompierul numai de comandă deodată așa executa. Cam din aceste considerente spun că hotărârile Curții Constituționale sunt abuzive, sunt arbitrare și sunt motivate politic, mai ales în interesul Partidului Democrat. Iată, vroiam să-l întreb și pe domnul Dănoț, cum se explică faptul că în alta curte este o instituție politizată, în timp ce domnul Cârnaț ne asigura că ea trebuie să supravegheze buna funcționare a instituțiilor statului și nici de cum să nu fie partajată sau membrii acestei curți să fie numite după criterii politice. Domnul profesor, da. Din punct de vedere legislația Moldovei, da. Privind, eu nu cunosc, eu nu sunt jurist și el a explicat foarte, foarte... Amănunțit. Cum trebuie să fie și cum legal trebuie să acționeze și organele care s-au pierdut și organele care s-au format din nou și mai departe. Da, eu vreau să spun, ați pus întrebarea că din punct de vedere de politizare, da? Da. Dar ce nu a fost politizat în timp de 4 ani în noi în țară? Tot a fost de toate organele și de drept și organele instituțiile de stat, ele toate au fost politizate și au fost în mâna unului partid, chiar și nu partid, dar unului conducător de partid. Conducător, au fost în mâna lui Plăhătniuc. Toți miniștri, nu, dar populația tot știe, poate aici, cum spune, poate nu așa eu spun juridic, așa mai departe, dar cum spun oamenii, toți au fost în mâinile lui Plăhătniuc. Ia că Plăhătniuc l-a numit pe ministru acela. Dacă nu-i pare, îl cheamă înapoi și îl pun pe altul. Curtea stațională, toți sunt oamenii lui. Judecătoria, toată în mâinile lui. Parlamentul, în mâinile lui. Ce mai spunem noi că nu e politizat? Ce nu a fost politizat? Spuneți-mi măcar o organizație care nu a fost politizată. Poate organizațiile obștești. Spuneți-mi, ceva mai devreme spuneam că, iată, avem reacții a partenerilor externi. Credeți că reacția lor poate influența PD-ul ca să treacă în opoziție și să accepte, de fapt, că nu mai sunt la guvernare? Cum nu prea am înțeles întrebarea. Dacă partenerii externi care și-au exprimat poziția, n-aș pot ca să-l convingă pe Plăhătniuc ca să treacă în opoziție. Dacă, de pildă, să fost eu Plăhătniuc, da. Eu nu mai facem așa, dar tot mă uitam și spun acolo din stânga, din dreapta, din țară, să înțelegi, să înțelegi că influențează. Direct, cum spune, să se implice în situația asta cu ceva, să înțelegi că ei nu pot, dar părerea lor și posibilitatea lor de a se implica în economia de stat, în problemele de finanțare și mai departe. Și asta, să înțelege că asta, eu aș spune așa că nu părerile, dar opiniile și chiar deciziile și Uniunii Europene și a Statele Unite și opinia și conducerea Rusiei, chiar și președintele țării din România, el a spus că șagă, dar mai trebuie să se acționați în conform legii. Da, da. Este lege, este vertovirtul zaconul. Da, cu permisiunea dumneavoastră o să dau citire. Iată, unii actori politici au solicitat Comisiei de la Veneția să efectueze o examinare urgentă a deciziilor politice și parțiale, luate în ghilimele de rigoare, ale Curții Constituționale din Republica Moldova. Curtea poate schimba sau poate avea o altă viziune decât Curtea Constituțională? Vă dau răspuns în felul următor. Vă rog. Orice hotărâre pe care o adoptă Comisia de la Veneția, ea poartă caracter de recomandare pentru statul sau pentru statele membre ale Consiliului Europei. Însă, de multe ori, statul membru al Consiliului Europei, dacă nu ia în considerație recomandările Comisiei de la Veneția, s-ar putea să aibă unele sancțiuni
natură politică, economică la nivelul Consiliului Europei și ulterior în cadrul acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Da, unii profesori de drept constituțional, cât și unii foști judecători la Curtea Constituțională au decalificat aceste ultimele hotărâri a Curții Constituționale. Adică la nivelul academic și la nivelul foștilor judecători, majoritatea spun că aceste hotărâri sunt arbitrare, sunt motivat politic și nu corespunde buchii Constituției. Da. Și mă reîntorc la ideea următoare, fiindcă vă spun în felul următor, că mi-a spus postul întrebarea că avem două guverne și care dintre însu este legitim. Din punctul meu de vedere, am explicat, Curtea Constituțională a contribuit la aprofundarea crizei constituționale, instituționale în Republica Moldova. Sarcina Curții nu este de aprofundarea crizei, dar din contra, de a căuta căi de deblocare acestei crize în Republica Moldova. Așa au fost mai multe argumentări atunci când s-a interpretat unele articole din Constituție prin metoda de acum textuală sau prin metoda funcțională. Ce a făcut Curtea pe data de 9 iunie, a aprofundat această criză și a dat posibilitatea Republica Moldova unor persoane să uzurpeze puterea în stat. Ceea ce înseamnă, având la bază o hotărâre a Curții Constituționale, îi spun, uitați-vă, domnilor, eu sunt legitim în conformitate cu hotărârea și nu eu uzurpez, dar cei care au fost investiți în funcție prin votul deputaților, anume ei uzurpează. Vreau să vă readuc la următoarea idee. În conformitate cu articolul 85 din Constituție, unde spune că dacă Parlamentul nu funcționează 3 luni de zile, nu adoptă legi, și dacă nu se investește în funcție guvernul, președintele ca o instituție aparte, atunci în termen de, sau mai degrabă, la expirarea termenului de 3 luni de zile sau la aproape se expire termenul de 3 luni de zile, vine de acum și devine un actor activ, spunând, domnilor, uitați-vă, noi suntem aleși de către popor, fiți buni și investiți în funcție guvernul. Fiți buni și votați legile. Adică aceasta este un fel de garanție pentru popor ca aceste instituții votate de noi, adică de parlamentare și ulterior să investească în funcție guvernul, vor funcționa în interesul nostru. Fiindcă nimeni nu are nevoie de alegeri parlamentare anticipate. Fiindcă aici vor fi din nou cheltuieli, instabilitate, partenerii externi au nevoie de un guvern stabil, etc. etc. Și uitați-vă, președinte Dodon. Da. El a procedat corect din punct de vedere instituțional, spunând pe data de 9, eu nu dizolv Parlamentul, deoarece această criză poate fi rezolvată. Gata! Dar el avea dreptul sau era obligat? Nu! Vom ajunge la această întrebare. Uitați-vă, președinte spune că eu nu dizolv Parlamentul, fiindcă eu văd că această criză poate fi rezolvată. Dacă este așa, președintele Dodon nu se adresează la Curtea Constituțională ca să constate circumstanțe de dizolvare a Parlamentului, fiindcă duce încolo și Curtea trebuie să verifice. Au trecut 3 luni de zile, dar 3 luni este aspectul formal. Scopul articolului 85 se vadă, într-adevăr nu se mai poate de funcționat în acest parlament, într-adevăr deputații nu găsesc limbă comună, într-adevăr nu se poate investi guvernul. Dar Curtea a luat ca bază numai aspectul formal 3 luni, care l-a scurtat cu 2 zile și în cele de urmă a spus că gata, la expirarea acestui termen, fiți buni și dizolvăm Parlamentul. Nu, anume aici este abuz din partea Curții Constituționale, fiindcă președintele Dodon este în drept. Acolo în articolul 85 se menționează, poate să dizolve Parlamentul. Prin noțiunea de poate, el are următoarele cerințe. El vede la bun început, o expirat 3 luni de zile, nu se termină criza. La fel, se duce și discută cu fracțiunile parlamentare. Uitați-vă, spune că trebuie să discute cu fracțiunile parlamentare. Se duce încă o dată la fracțiunile parlamentare. Azi are avizul Curții Constituționale și toate acestea colaborate îl face pe președinte să spună, gata, acest parlament este nefuncțional, criza este aprofundată, noi avem nevoie de guvern funcțional, de parlament să adopte legi și tocmai atunci adoptă decretul de suspendare a parlamentului. Din acel moment, parlamentul este suspendat. Da.
Domnule Donos, iată, domnul președinte vorbea chiar și astăzi în cadrul mai multor briefing-uri despre posibile scenarii în legătură cu starea de lucruri create și, printre altele, remarca că PD ar fi cointeresat să meargă în alegeri anticipate. De ce credeți că PD-ul joacă această carte a alegerilor anticipate? Ar fi rentabil pentru ei? Mulți spun și eu sunt de acord cu aceea că este o agonie ca să se ducă la putere, să dea de mână liber, așa cum spune Samovol, puterea de mână. Asta, în primul rând, îi pierd în ochii oamenilor, populații care îi susțin din multe pricine asta, dar ca să nu reacționeze deloc, absolut, tu seama că, iaca, da, s-a făcut blocul acum cu Partidul Socialiștilor, au luat putere, ne scot de acolo și noi tăcem din gură. Nu știu, это не по-молдавски, как там. Да. Ei trebuie să arăte și că noi suntem aceiași și aceiași. Dar asta n-ar să ducă la nimic. N-ar să ducă la nimic. Cum n-aș fi fost din partea lor obstacole ca să nu intre în guvern, în instituțiile statale și așa mai departe. Asta e un timp de... De joacă. Eu vreau să revenim un pic cu dumneavoastră la proteste. Iată, astăzi în media a fost arătat mai multe secvențe de la aceste proteste, printre care și un moment în care o femeie este practic sugrumată de către o amică de-a ei pentru a nu spune cine i-au adus la proteste și care a fost organizatorul bară și cu cât au fost achitate. Vreau să ne spuneți despre utilizarea resurselor administrative, administrației publice locale și a tuturor pârghiilor pe care le mai are PD-ul pentru a mobiliza oamenii și a duce în stradă, care deseori fiind întrebați de ce au venit, ridică din umeri. Uitați, eu, ca președintele Comitetului Organizației, da, Veteranilor, noi avem structuri în fiecare raion a Republicii Moldova și eu foarte mult... Comunic. Comunic acolo și nu numai că comunic, dar chiar și nu, în raioane... Sunteți în teritoriu. Da, de mai deplasez și așa mai, mă întâlnesc cu oameni și așa mai departe. Înțelegi? O parte, cea mai mare parte din populație iau în serviciu care la autozapravcă, care încoașe, care acolo, care e pus de partidul local al lui Blacotniu din parte. Și lor le spun, dorești să pierzi lucru, ori să ai lucru, mergi. Dacă nu dorești, rămâi și gata, pierzi mâine lucru. E că asta e o speculație pe care îi țin și n-are omul, pentru că omul are copii, are familie, el trebuie să trăiască cu ceva. El trebuie să aibă o copiică, cum se spune. Înțelegi? Așa că e primul care mobilizează, eu aș spune, administrivă, că crează răceagă de mobilizație, văd e tot așa. Da. Первый. А два, с înțelege că subsidie. Oamenii săraci le spun la bătrânec, la un bătrân, ia că este autobuz, ar să ai să mănânci, ar să ai un pachet de mâncare acolo, ar să ai dos. Vin acolo, ia că pe plus mai mult de la tine nu trebuie nimic. Asta a două. Nu sunt multe acestea, cum aspecte. Spune. Aspecte pentru a mobiliza. Da, asta, oamenii care vin, eu sunt convins La 80% când suflet ei n-au nimic cu ce se întâmplă acolo și... Nu sunt în temă. Da. Domnule Cărnați... Eu vreau numai să concretizez aici. Din punctul meu de vedere, Partidul Democrat a încurcat întreprinderile private cu statul. În întreprinderile private tu îți administrezi afacerea cum vrei. În stat există Constituție și există poporul care deține această putere. În Republica Moldova s-a instaurat puterea în stat prin intermediul alegerilor. De fapt, puterea o deține fosta guvernare, Partidul Democrat. Deoarece, în afară de faptul că tu te instaurezi, tu trebuie să menții puterea. Puterea în stat se menține pe Ministerul Afacerilor Interne, pe Poliție, pe Serviciul de Informație și Securitate, Procuratură, Armată.
Acestea sunt organele de forță pe care se bazează puterea de stat. Da. Că în caz dacă cineva nu execută legea în tocmai, atunci intervin organele coercitive a statului. Ce vrem să constatăm aici? Am avut alegeri, am investit un parlament, într-un stat democratic și de drept, această cedare de putere are loc pe cale pașnică, de la fostul ministru la actualul ministru, fiindcă funcțiile publice sunt și pleacă. De aceea Partidul Democrat trebuie să înțeleagă în prezent că cel care uzurpează puterea în stat, în interes personal sau interes de grup, aceasta este cea mai mare crimă împotriva poporului Republicii Moldova. Poporul a delegat deputații. Deputații au investit de acum un guvern. Nu contează ziua, noaptea, sâmbătă, duminică, eu investit un guvern. Din punct de vedere a legitimității, guvernul Sandu trebuie să execute puterea executivă. Dar uitați-vă, noi avem două guverne, două ședințe azi a guvernului și două ordine de zi a guvernului. În Republica Moldova și în orice stat nu există așa numită dualitatea puterii în stat, nici într-un caz. Există o singură putere care este unică, suverană și această putere este exercitată din numele poporului. Dacă există dualitate, unul dintre ei numai decât este uzurpator, adică încalcă legea. Și transmit un mesaj pentru toți funcționarii de stat [S2] Da. [S1] Care sunt angajați acum în structurile de forță. Stimați colegi, mai degrabă sau mai târziu, acei care au contribuit la uzurparea puterii în stat și nu s-au subordonat o lege și Constituției, s-ar putea să fiți catalogați ca și complice a infracțiunii de uzurpare a puterii în stat. Fiindcă în Republica Moldova orice infracțiune mai degrabă sau mai târziu va fi descoperită și diferită justiție. De aceea nu vă dați, să știți așa, șantajere sau mai degrabă spiritul acesta de echipă că eu voi fi cu partidul care m-a investit în funcție până la capăt, fiindcă în fața legii fiecare individual veți răspunde. Dar dacă nu doriți să executați în tocmai ordini legale ale superiorilor, luați exemplu de la mine. Atunci când eu am aflat că seara m-au decalificat Partidul de Guvernare, a doua zi, fără să aștept nimic, mi-am dat demisia din membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Și din ce cauză? Fiindcă funcția publică presupune încrederea din partea poporului. Da. Poți să faci tu fel de fel de hotărâri în prezent. Domnule Cărnați, fel, vreau moment, să... fel de fel de legi. Dacă nu ai încrederea din partea poporului, că tu le faci în interesul poporului, sunt egale cu zero. Eu vreau să revenim un pic la Curtea Constituțională. Iată, astăzi în prima ședință a Guvernului au fost demiși șefii Inspectoratului General de Poliție și ACNAM-ului. Multă lume, chiar și pe rețelele de socializare, se întreba cum pot fi demiși judecătorii Curții Constituționale pentru că admit asemenea decizii eronate și care ar fi mecanismul legal pentru ca să nu se dea în bară. E dificil la restructura această instituție? În orice stat vorbeam, democratic și de drept, da? Judecătorii Curții Constituționale au un mandat independent. Un mandat care durează pe o anumită perioadă de timp, de la 4 până la 16 ani de zile, și pe această perioadă de timp, judecătorii Curții Constituționale sunt irevocabili, cu anumite excepții. Într-o democrație consolidată. Eu vorbesc într-un stat de drept și așa mai departe. Constituția Republicii Moldova face parte la fel din categoria Constituțiilor statelor lumii, unde au dat o garanție judecătorului Curții Constituționale pe un mandat de 6 ani de zile. Ceea ce înseamnă că judecătorii pe perioada de 6 ani de zile sunt independenți, sunt apolitici și se supun numai Constituției și legislație Republicii Moldova. Nu execută în tocmai indicațiile unui birou politic, a unui partid politic. Și dacă de la o poștă se vede că această Curte Constituțională de Republica Moldova a executat în tocmai comenzile politice a unui partid politic, noi punem la îndoială
independența și verticalitatea acestor judecători. Și aici apare întrebarea. Dacă tu vezi că aceste hotărâri sunt arbitrare, ilegale, motivate politic și în favoarea unui partid politic, tu te gândești, hai o hotărâre, hai două, hai trei. Însă acei judecători încă au contribuit la o criză în întreaga societate a Republicii Moldova, ce de făcut? Îi lăsăm în funcție mai departe sau îi distribuim din funcție? Prima acțiune care poate fi făcut ca un judecător să-și dea demisia. Să ia exemplu de la mine. Stimați societate, stimat popor, am fost presat politic, sub șantaj, eu am adoptat această hotărâre, nu mai vreau să particip la acest circ, îmi dau demisia din judecător la Curtea Constituțională. Însă, pun la îndoială acest lucru, demisia de multe ori poate fi obținută în baza unor presiuni democratice din partea societății. Și anume, atunci când vom avea un aviz de la Comisia de la Veneția, și care vor expertiza din punct de vedere constituțional hotărârile adoptate de Curtea Constituțională, în baza acestui aviz vom spune că acești judecători au acționat arbitrar în adoptarea acestor hotărâri, societatea o să se mobilizeze și în cele de urmă comunitatea internațională și cea locală vor spune, stimați judecători, fiți buni și depuneți demisia, deoarece hotărârile voastre sunt confirmate de un organism al Consiliului Europei că sunt arbitrare și motivate politice. De ce noi nu mai avem încredere în verticalitatea voastră și plecați din funcție? Da. Vreau să vă întreb, cred că mai avem 5-6 minute la dispoziție, să ne vorbiți despre rolul protestelor de masă și a modului în care trebuie să se comporte și elita politică din țara noastră, pentru că am văzut tot mai multe partide extraparlamentare au venit cu poziția într-o exprimare a susținerii guvernului Sandu. Haideți să vorbim despre actori politici, chiar dacă nu au acces în Parlament, și despre rolul societății civile într-o instaurare a ordinii publice. Nu se înțelege că opinia publică, cum spune, se exprimă prin protestele obștești în piața centrală, în raioane republice și așa mai departe. Se înțelege că asta influențează asupra, cum spune, dezvoltării mai departe a situației politice care s-o se formează în stat. Și eu cred că asta se înțelege ca un moment foarte important. Momentul este important, trebuie, nu cum spune, în крайний случай уже, когда видно, что диалог между политическим лидером, политической партией, формацией там, и так далее, ничего не дает. И те, когда наступают, когда они не отступают, не разблокируют госучреждения и так далее, тогда, конечно, отонч требует дерота, так как и порежешь опинию публики общими Республики Молдова, санцелезика. Eu sunt la curent, pentru că și în organizația veteranilor sunt permanent. Ce să facem? Hai, chemați-mă. Domnul, nu de acord aici. Numai cuidați-vă ca și în armată, așa și în curtea. Ordine se execută. Hotărârile Curții Constituționale se execută. Ce să facem? Să venim. Nu, dar uitați, de acord. Ordinele noastre în armată spus se execută. La fel și orice hotărâre a Curții Constituționale trebuie să fie executată. Dar dacă hotărârile la o poștă se văd că sunt arbitrare, sunt apolitice, aceste hotărâri trebuie să fie executate sau nu? Pun întrebarea acum pentru societate. Și uitați-vă, politicienii au spus că nu recunosc, nu execut aceste hotărâri a Curții Constituționale. Din punctul meu de vedere, hotărârile trebuie să fie întocmai executate din partea Curții Constituționale. Dar dacă o astfel de hotărâri am ajuns că există, atunci când va fi un aviz la Comisia de la Veneția, va fi ulterior judecătorii impuși să-și
revizuiască propriile hotărâri care în prezent au fost adoptate ca să deblocheze situația și criza de Republica Moldova. Fiindcă în prezent ne împiedicăm în ele. Uitați-vă, multe primării din Republica, acum, cum spune, trimit declarația lor că ei susțin guvernul legitim Maria Sandu și parlamentul care funcționează și mai este multe primării. Asta e de cum protest, asta e de cum susținerea situației care căsac. Și eu nu știu cum am aflat așa sau nu e așa, dar și primăria orașului Ungheni de cum au declarat. Ori eu sunt dezinformat prin asta, dar parcă avem până la masă așa o... Dar nu, că primăria orașului Chișinău tot a declarat susținerea guvernului Maia Sandu și parlamentul care funcționează legal în timpul acesta. Asta e tot o formă de protest. Domnule Cărnaț, scurt, pentru că o să intrăm acum și într-o transmisiune directă, vreau să vă întreb. A fost vehiculat tot și pe rețele de socializare că Procuratura Generală ar fi fabricat anumite dosare pentru deputații din PSRM, blocul acum. Informație care nu a fost confirmată de altfel de reprezentanții Procuraturii. Este ușor, pun bara de rigoare, greu ca să arestezi un deputat, ținând cont că are imunitate? Dosare poate fi deschise multe. Am înțeles, s-au deschis pentru trădarea de patrie, s-au deschis dosare pentru uzurparea puterii în stat, dar pentru a aresta un deputat în Republica Moldova, trebuie în primul rând să ridice imunitatea. Această imunitate se ridică la demersul Procurorului General și pentru ea trebuie să voteze 51 de deputați. În caz contrar, dacă nu va fi respectată această procedură, va fi o acțiune arbitrară din partea procuratorii. Și orice acțiune arbitrară poate fi condamnată conform codului penal. Domnilor, eu vă mulțumesc, vă îndemn să vizionăm împreună o declarație a deputaților Republicii Moldova, după care, stimații telespectatori, revenim în studio la discuție. Stimați colegi, vă aducem la cunoștință poziția noastră comună, urmare a mesajului care a venit de la Partidul Democrat. În primul rând, așteptăm de la Partidul Democrat să elibereze instituțiile de stat, să retragă de acolo toți sportivii sau așa numitele formațiuni lor paramilitare, astfel ca guvernul, cabinetul de miniștri să poată intra în instituții, miniștrii să poată ajunge în instituții, ca instituțiile să devină funcționale pe deplin, iar Partidul Democrat sau fracțiunea Partidului Democrat din opoziția parlamentară să revină în Parlamentul legitim la muncă. Mulțumim! Prin urmare, dacă nu vor pleca protestatarii, nu veți merge să discutați cu ei. Corect, am înțeles. Este rugământ, haideți să nu numim pe acești oameni protestatari, pentru că ei, de fapt, sunt niște interpuși care au fost, într-un fel sau altul, motivați să ajungă acolo pentru a bloca activitatea instituțiilor. Deci, protestatari sunt cei care, de fapt, sunt oameni cu intenții bune și corecte. Deci, ca Partidul Democrat să demonstreze că este de bună credință, deci primul lucru care trebuie să se întâmple, instituțiile trebuie să devină funcționale, deblocate, retrași toți cei care fac impedimente, creează impedimente și să vină la lucru în Parlament. Parlamentul este funcțional, avem guvern legitim, instituțiile trebuie să fie lăsate să funcționeze. Mersi mult! În caz contrar, se retragă din instituții și se lasă instituțiile funcționale să fie. Mersi. Încercați să vorbiți cu deputații independenți? Noi discutăm când am venit să discutăm cu dumneavoastră și atât. Mersi.